Bine, v-am regăsit de la Borough Market. Iar aici, în contrajur, avem The Shard, sau Ciobul. Una dintre cele mai înalte clădiri din Londra. Aici se află The City, centrul financiar al Londrei. Este London Bridge, primul și cel mai vechi pod al Londrei. Până în anul 1830 a fost unicul pod folosit în Londra și este reconstruit în 1973. Aceasta este o navă folosită în primul război mondial, care poate fi vizitată. Poate reușesc să ajung și pe ea. Ar fi interesant, nu? Tower Bridge, în contrajur, din păcate. London Riverside, promenada. Local tipic englezesc, unde se servește micul dejun. Nu uitați cât de plin este. Aici a trebuit să ne facem rezervare, este în jurul orei 10. Aici am salmon, eggs and avocado, deci ou poșat cu somon și avocado. Eggs royal cu somon și ou poșat, uitați cât de bine arată și acestea. Și varianta de English breakfast reinterpretat. Să avem coftă. Recomand cel mai bun mic dejun din Londra la Watch House. Cei care mă cunosc deja știu că vremea ține cu mine. În general, oriunde mă duc, vremea este bună și frumoasă. Așa se întâmplă și în Londra. Știți că se zice că în Londra sunt doar câteva zile cu adevărat senine pe an. Din fericire, am nimerit chiar într-una din acele zile. Clear sky with a pinch of clouds. Urmează să urc pe nava de război. Așa arată intrarea. Cred că acestea sunt porturile prin care a oprit nava de-a lungul timpului. Vedeți că merg în ordine descrescătoare, cronologică. Este o experiență altfel în Londra, cu Tower Bridge pe fundal. Așa că haideți să vedem cum arată o navă de război care a fost folosită în al doilea război mondial. Această navă a fost folosită pentru prima oară în al doilea război mondial între 1939 și 1945 și se numește HMS Belfast. Nava a făcut parte din flota care a coordonat bombardamentele britanice din celebra D-Day, din
al doilea război mondial. Mergem într-o experiență unică să vedem cum arată o navă de război. Aici rulează un filmuleț cu imagini originale din perioada în care nava a fost lansată la apă. Aceștia sunt membrii echipajului. O torpilă adevărată, uitați! Cât de impresionant! Nu-mi imaginam că o torpilă este atât de mare. Uitați cât de lungă este, cred că are câțiva metri, nu? Wow! Ca să vă dați seama de lungimea ei. Fiind o navă de război, bineînțeles că aveau și torpile la bord. Să o vedeți și din partea cealaltă. Aici era atelierul navei. Aici suntem în zona de laundry, de spălătorie, și ce îmi place este faptul că reproduc foarte exact zgomotele pe care le-ai auzi într-o spălătorie. Avem o trapă, sau nu știu cum să-i spun, deschisă, și vedeți cum se făcea coborârea. Am ajuns la poștă, să-i spunem. Sau corespondența, camera de corespondență. Cum cântăreau pachetele. Capela navei. Puteți să credeți că pe o astfel de navă aveau a radio station, o stație radio, ca să-i entertain, vine să zic, să-i distreze pe soldați, se punea muzică pe o astfel de navă. Wow! Inițial am crezut că este transmisiunea radio care țineau legătura cu solul. Aici ce-o fi? Aici este atelierul electric, unde repară diverse părți de motoare. Dar ce avem noi aici? Frigiderul, să-i spunem, sau congelatorul navei. Uitați ce fain, aici sunt reproduse bucăți de carne. Haideți să intrăm în bucătăria navei. Vai, dar este o căldură aici. Păcat că videoul nu poate surprinde. Ia uitați, ce s-a pregătit pentru prânzul de astăzi. Așa arată bucătăria unei nave de război. Uitați, margarină. Cu adevărat impresionant. Fryer, ia uitați, aici facem cartofii prăjiți. Este o experiență senzorială unică, pentru că te simți ca într-o bucătărie, cu mirosuri, căldura care reiese de la cuptoare, pentru că aici temperatura a crescut dintr-o dată. Ia uitați, cartofi prăjiți pentru micul dejun, cu mixer. Aici avem un mixer. Putem să ne facem singuri mixul, uitați, potato mix. Cât de tare!
facem un piure, ia uitați, mashed potatoes. Zona de cuptoare. Hurry up, the hungry crew is depending on you. Acolo. Aici sunt cuptoarele navei. Soup, anyone? Arată foarte real. Zici că e supă adevărată. Și aici ce avem? Cred că avem cârnăciorii aceia englezești picanți. Sausage. Please. Cred că este una dintre cele mai fine. A, uitați, aici sunt cartofi. Chiar sunt cartofi. Incredibil. Aici este zona de dormitoare, vedeți că au patru suspendate. For the Navy rarely stops training. A day on 93 at North Cape. She was the first post. The action that may have been the last. Netul medical de pe navă. Incredibil, au reprodus. Uitați, au tot instrumentarul dintr-un cabinet stomatologic. Acum am ajuns la zona de infirmerie. He operated to save the lives of 16 people. His body's in stretchers, laying in a corridor somewhere. On my way. Stevens, finish bandaging this wound. Get a saline drip into him and move on to the others. Matthews, clean and prepare the operating table and continue sterilizing the equipment for the next case. Yes, sir. Sir. I called for a drip and got saline running in. Blood would have to come later. There was, however, no later, as he died not very long after. Male casualty, Korean, wound in the abdomen with protrusion and perforation of the bowel. Let's give him a needle dressing and breast cancer. Huh? Resulted in 60 to 60 total. Some of them serious indeed. A surprising number of the wounded made recoveries, even some of the lost. We did not see this very long as they were transferred to hospital in the Aici este cantina navei și aici vedem ce produse aveau. Uitați, cocoa, Coca-Cola, tomato soup, beans. Aici este zona de depozitare, vedeți că au zahăr, cafea, făină. Provision room. Și am ajuns pe puntea de sus, pe upper deck. Ce dimensiune au tunurile acestea? How cool is that? Toalete moderne în cadrul unei nave de război.
Să vedem ce descoperim pe aici. Mergem pe Puntea Admiralului. Cam așa se vede lumea de la pupitrul de comandă al navei. I'm the captain of this ship now. All on board! M-am așezat aici pe scaunul capitanului. Mă simt foarte importantă. Și cam asta este ceea ce văd. Și ar trebui, bănuiesc, să mă ghidez după aceste instrumente. Aici este o busolă. Uitați că arată punctele cardinale. Acesta nu știu ce este, repeater, probabil. Un transmițător radio. Pisica neagră ne păzește de belele. De aici se transmiteau mesaje cu ajutorul codului Morse. Cred că auziți și bipăitul pe fundal. Come on board. Am interceptat o navă de război inamică. Dar cred că este un semnalizator, fel de reflector de lumină. Acest dispozitiv se seta direcția tunurilor. Vedeți? Gun direction sight. Aici sunt gradele. Dacă îl învârți, se schimbă, bineînțeles. Vă sfătuiesc, dacă veniți în Londra, să nu ratați această experiență de a urca pe o navă de război.
Și instrucțiunile le primești vocal, după cum ați auzit. Aici poți simula unul din celebrele jocuri de război, World of Warships. Îți alegi tipul de navă, o încarci cu armament. Aceasta a fost experiența pe o navă de război. O recomand din toată inima, este o experiență interactivă atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. Dacă veniți în Londra, trebuie neapărat să nu o ratați.